Tragedie la punctul de trecere a frontierei Albița. O moldoveană a murit după ce a căzut în gol din cabina camionului. Potrivit serviciului Vamal al Republicii Moldova, incidentul s-a produs azi dimineață în jurul orei 5. La fața locului a fost solicitată intervenția serviciilor de urgență medicală din România, care au constatat decesul bărbatului în vârstă de 54 de ani, cetățean al Republicii Moldova. Cazul este documentat de către autoritățile din România. Urmează a fi stabilite toate circumstanțele producerii incidentului.